Ați răspuns într-un număr atât de mare invitații noastre. Cu toții am așteptat acest moment emoționant, moment care înseamnă examenul de sfârșit de semestru al elevilor școlii de canto Star Group Oradea, a cărei coordonator sunt eu. Sub atenta și migăloasa îndrumare a mea, acești dragi elevi s-au pregătit pentru un spectacol în fața dumneavoastră, care veți fi în măsură să îi aplaudați după meritele lor pe scenă. Veți avea ocazia, în ziua de astăzi, să ascultați muzică de calitate, muzică bună, din repertoriul național, evergreen-uri din repertoriul internațional, precum și duete multe și frumoase. Am muncit foarte mult pentru acest spectacol și nu doar pentru acesta, ci pentru spectacolul vieții. Acești minunați tineri sunt foarte bine pregătiți. Cu toate acestea, sunt convinsă că au mari emoții, lucru de neconceput pentru un artist care urmează să se desfășoare pe scenă. Sperăm să fie constructive. Sunt sigură că și dumneavoastră aveți emoții, părinți, bunici, prieteni, aparținători ai interpreților, deoarece sunteți curioși și dornici să îi vedeți pe dragii dumneavoastră interpretând în acest sincretism al artelor talentul lor în desfășurare. Să fiu sinceră și eu un pic am emoții pentru ei, pentru că abia aștept să-i văd în scenă evoluând, ceea ce este altă postura lor decât evoluția în sala de curs. Acolo ne cunoaștem din fir în păr, fiecare pe fiecare. Dar, în sala de curs, trăim împreună marile sau micile succese, ne întristăm împreună atunci când suntem neîndreptățiți, dar atâta timp cât avem de spus ceva pe scenă și pe acest drum, trebuie să mergem mai departe. Este un drum minunat, presărat de sentimente nobile, de trăire sufletească, pură, inocentă. Sunt sigură că această scenă este punctul de pornire al unora dintre interpreții pe care îi veți auzi în momentele următoare, iar dacă din acest hobby ei vor face profesie, vor fi cei mai fericiți oameni, așa cum sunt eu, alături de ei, alături de familia mea frumoasă, alături de profesia mea frumoasă. Dar să lăsăm cuvintele în urmă și să îi auzim pe dragii noștri elevi evoluând pe scenă. Sunteți pregătiți? Pe patru vor s-au pregătit asta, da. Aplauze, vă rog! Se cunoașteți mai bine, îi voi chema în scenă pe rând și vă rog frumos să îi susțineți cu aplauze ca să le dați un pic de curaj. Părăștea Lavinia. Pater Michel, mai rapid. Curta Nicolae. Pisciti. Seica Alexandru. Zdravă pe scenă. Petre Giulia. Imaroșan David, Ai David, Mai Bernadette, Slodan Andrei, Domnul Tariu Valentina,
Ungureșan, Felicia, la fată, Sir Georgiana, Tishvara Marcel, Moga Teodora, Tot Robert, cei care ne oferă filmarea, și domnul Mercedes. Așa, ce frumos, sunt minunat! Noi Bernadette și Petre Giulia pentru a începe show-ul nostru. Vă mulțumim din tractie pentru că vă thank you.
senza îmbrățișare. Atunci când toți te ocolesc, cât înseamnă o mustrare când toți spun că ești perfect. Cât de bine îți face mama când te mai trage de urechi. Tu tot copilul ei rămâi și pe nota și părinții tăi mereu te așteaptă, chiar dacă
Oh,
Da,
facem dragoste noi. Eu sunt iubitul tău, tu te-am păstrit. Dacă te depărtezi, eu mă mistui de loc și mă scrie de tine de tot. Dacă mâine ai pleca, sentivo felice di avere.
perché ti voglio bene veramente. E non esiste un luogo dove non mi torni in mente. Avrei voluto averti veramente e non sentirmi dire che non posso farci niente. Avrei trovato molte più risposte se avessi chiesto a te, ma non fa niente. Non posso farlo ora che sei così lontana. Sì.
Thank you.
Thank you.
Egész éjjel még van a társadalom.
Yeah.
Mine. But tell
Noi toți vrem să vă mulțumim și vă spunem din suflet că vă iubim cu adevărat.